Bună ziua! Numele meu este Daniela Tarasă și vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru conținutul din programa școlară Sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană, asociat unității de învățare, tipuri de sisteme de calcul și de comunicații. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică dotat cu acces la internet și videoproiector recomandabil sau online prin videoconferință utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Timpul total alocat propus de mine este de 20 de minute, timp în care vor fi prezentate exemple de sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană. Va fi rezolvat un careu de cuvinte și vor exista discuții libere pe această temă. Prezentarea exemplelor de sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană o propun să o faceți cu ajutorul unui film care este postat și pe YouTube, reprezintă o resursă educațională deschisă. Filmul l-am inserat și în următorul slide, dar aveți pe ecran și linkul către acest film. Timp alocat pentru această etapă, eu propun 3 minute. Bună ziua, dragi elevi! Lecția de astăzi se numește Sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană. Numele meu este Daniela Tarasă și am să vă prezint acum câteva exemple de utilizare a calculatorului în viața de zi cu zi. Calculatorul influențează viețile noastre. Este utilizat în aproape toate domeniile de activitate. Poți descoperi tainele meseriei de pilot cu ajutorul unui simulator de zbor. Calculatorul de bord, utilizat în sectorul auto, reprezintă unitatea de control electronică, este un modul pentru comenzi sau dirijări electronice. Aparatele de marcat electronice sunt dispozitive electronice pentru calcularea și înregistrarea tranzacțiilor de vânzare. Realimentarea și majoritatea operațiilor de rutină din cadrul unei centrale nucleare este controlată tot prin calculator. Controlul la distanță, a temperaturii, a iluminatului, precum și securitatea unei case, se pot gestiona prin internet cu ajutorul unui dispozitiv de calcul. Tot cu ajutorul calculatorului putem realiza construcții geometrice, animații 2D și animații 3D. Cu ajutorul calculatorului putem edita sau tehnoredacta documente, sau putem învăța primii pași în programare. Putem utiliza servicii web gratuite care simplifică crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor de lucru, scopul principal fiind acela de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între profesori și elevi. De asemenea, putem utiliza servicii pentru întâlniri online. După vizionarea filmului, elevii vor fi invitați să completeze acest careu de cuvinte. Completarea acestui careu de cuvinte poate fi făcută de fiecare elev separat sau puteți forma grupe de elevi care să rezolve acest careu. Timpul alocat este de 10 minute. Resursele utilizate propuse de mine sunt reprezentate de filmul despre care tocmai am discutat și despre careul de cuvinte. Asta nu înseamnă că dumneavoastră nu puteți adăuga și alte resurse pentru această activitate de învățare. La finalul acestei activități de învățare, este bine să solicitați elevilor alte exemple de utilizare a sistemelor de calcul și de comunicații cu care ei deja sunt familiarizați. Propun pentru aceasta un timp de 7 minute.